Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal pe TVR Moldova și TVR3. Iată câteva titluri. Un bărbat a ars de viu după ce mașina în care se afla a luat foc și apoi a explodat. Tragedia s-a produs într-o parcare de pe strada Alba Iulia din Chișinău. Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul sesiunii Adunării Generale ONU. Un medic neurolog de la un spital din Chișinău a fost reținut de poliție pentru că vindea droguri sub formă de medicamente prescrise pe rețetă. Peste 40% din pacienții internați la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 suferă de boli cardiovasculare. Sedentarismul este doar una dintre cauze. O deflagrație a zguduit aseară sectorul Buiucan al Chișinăului. O mașină care staționa într-o parcare a explodat. Șoferul se afla în interior și nu a reușit să iasă la timp. Bărbatul a ars de viu, iar oamenii legii încearcă acum să stabilească identitatea acestuia. Cert e că acesta nu era proprietarul mașinii. Incidentul s-a produs în curtea unui bloc de pe strada Alba Iulia. Locuitorii spun că mașina stătea acolo de mai bine de un an, iar pompierii au stabilit că avea instalație de gaz. Deflagrația a afectat și alte două mașini din preajmă. Un medic neurolog de la un spital din Chișinău vindea droguri sub formă de medicamente. El prescria și rețete false cu care oamenii puteau cumpăra din farmacii medicamente cu efect psihotrop. Medicul era ajutat în faptele sale ilegale de către o femeie consumatoare de droguri. Informații ajuns la direcția antidrog care au infiltrat printre pacienți un ofițer sub acoperire. Astfel, oamenii legii au reușit să-l rețină în flagrant pe medic, dar și pe femeia complice în timp ce vindea o doză de droguri. La percheziții în biroul neurologului au găsit mai multe pastile și cutii cu medicamente cu efect psihotrop, dar și rețete gata ștampilate. Valoarea drogurilor găsite la percheziții este de peste 200.000 de lei. Cei doi sunt arestați și riscă acum până la 15 ani de închisoare. ...33 de adolescenți din Republica Moldova care au încălcat legea stau acum la pușcărie, fac școală după gratii și tot acolo leagă noi prietenii. Colegii de celulă sunt familia lor, dar gândurile le sunt tot acasă. Un reportaj în exclusivitate imediat la Telejurnal. Doi bărbați din Republica Moldova au fost găsiți morți pe un câmp în apropiere de Moscova. Presa rusă scrie că pe corpurile celor doi s-ar fi găsit semne de moarte violentă, respectiv răni provocate de cuțit. Poliția din Rusia a găsit cele două cadavre abia după o lună de la producerea crimei, corpurile fiind acoperite cu pământ. Oamenii legii cred că astfel ucigașul sau ucigașii ar fi vrut să scape de cadavre. Cei doi cetățeni ai Republicii Moldova aveau 42, respectiv 34 de ani și erau migranți în Rusia. Locuiau într-un vagon pe un șantier unde lucrau. Cazul este investigat de poliția rusă, care nu are deocamdată niciun suspect. Întrevedere moldo-română la New York, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul sesiunii Adunării Generale a ONU. Cei doi au trecut în revistă evenimente din relația politică bilaterală, în contextul în care Bucureștiul urmează să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Chișinăul este recunoscător României și pentru proiectele strategice de interconectare a rețelelor de gaze naturale și electrice, de dezvoltarea infrastructurii în domeniul transportului pentru reconstrucție a grădinițelor, dar și-ar dori și eliminarea tarifelor de roaming dintre Republica Moldova și România, a spus Filip. Președintele Iohannis a declarat că parteneriatul cu Republica Moldova este unul strategic și încurajează reforma justiției, a statului de drept și lupta împotriva corupției din țară. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o scurtă întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în timpul summitului CSI, ce are loc zilele acestea la Dușanbe. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Chișinău, cei doi au discutat despre agenda vizitei oficiale a președintelui Dodon în Federația Rusă, ce va avea loc pe 31 octombrie și 1 noiembrie. De asemenea, a făcut un schimb de opinii cu privire la situația relațiilor bilaterale moldoruse și s-au pronunțat pentru îmbunătățirea lor în toate domeniile de interes comun.
Copilăria poate fi ratată din cauza unor greșeli. 33 de adolescenți care au încălcat legea stau acum la pușcărie. Fac școală după gratii și tot acolo leagă noi prietenii. Acolo, colegii de celulă sunt familia lor, însă gândurile le sunt tot acasă. Unii vor petrece mulți ani după gratii, așa că învață acum o meserie pentru a fi pregătiți de libertate. Cum arată o zi din viața acestor copii? Urmăriți în exclusivitate într-un reportaj semnat de Svetlana Gore. Pe acest tânăr l-am surprins studiind. Nu era tocmai cu nasul în carte, dar era în atelierul de cizmărie din penitenciarul numărul 10. Suntem acum? Spune mața mată. Deci cu mânuța am desdicat acum sus. Așa. La doar a patra lecție, deținutul adolescent pare să aibă îndemânare pentru meseria de cizmar. A fost încarcerat acum jumătate de an pentru omor. Are de stat încă vreo 5 ani de după gratile reci ale închisorii. Până la eliberare, speră că va învăța o meserie. Și la libertate, deschid un atelier de făcut încălțăminte, unde se repară încălțăminte. Eu cred că sunt scurc. Cursul de cizmărit este frecventat de 7 tineri. Profesoara își pune mari speranțe în discipolii săi. Un băiat care a terminat cursurile și a ieșit la libertate, l-am ajutat, dorind foarte mult ca să-și urmeze parte profesia de cizmar la fabrica Cristina. Și chiar dorește ca să facă un colegiu tehnologic. Tinerii care ajung la penitenciar nu stau toată ziua în camere și așteaptă ziua eliberării. Ei își continuă studiile. Pe lângă asta, diversitatea de cursuri profesionale este foarte mare. Acest tânăr are 18 ani. El ni le-a enumerat pe toate care le-a făcut. Cizmar, frizier, bucătar, cofetar și bază de calculator. Cum anume la artă fotografie, sunt scris. Ce înveți la artă fotografică? Cum să pozăm, cum să scoatem, să developăm de peliculă, fotografii. Băiatul spune că are planuri mari după ce va păși dincolo de pragul închisorii. Tu ai vreun vis? Da. Care? Să ajung mai repede acasă. Tocmai asta își motivează pe minorii condamnați să se comporte disciplinat, să frecventeze cursurile profesionale și să muncească. Mai dificil este cu minorii care real nu au unde reveni, nu au pe nimeni, care sunt singuri orfani sau părinții i-au lăsat în voia sorții, care nu se interesează de ei. Și normal că minorul nu se dezvoltă. Mulți vin și la preot, la orele de religie. Unde eu găvărit? Когда вы идете, не повторяете, найдете себе работу, рассказывают, что в семье надо как сплощенно, как вместе. Chiar și aici, în penitenciar, au nevoie de rugăciune, așa cum noi, la libertate, putem permanent să mergem într-o biserică, să ne rugăm. Avocații spun că în proporție de 90% sunt respectate drepturile minorilor care se află în conflict cu legea. Totuși, mai sunt lacune. În Republica Moldova, de exemplu, nu există judecători specializați în cazuri cu minori. Din punct de vedere psihologic, consider că judecătorul ar judeca mai puțin influențat de alte cauze penale sau civile, unde el le judecă și cauze grave și maturi care sunt agresivi. Datele oficiale arată că în Republica Moldova delicvența juvenilă este în descreștere. În 2017 s-au înregistrat 798 de cauze penale, comparativ cu 1290 câte au fost inițiate în anul 2016. La Palanca se muncește de zor, se betonează viitoarele piste de trecere, se fac lucrări de finisare la blocul administrativ și se instalează copertina. Când va fi gata noul punct de trecere, aflați în telejurnal. Prezența militară străină, dependența energetică și propaganda rusă sunt amenințările cele mai mari la adresa statelor membre GUAM. Reprezentanții celor patru țări ale organizației, Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova, s-au reunit la Chișinău în cea de-a 11-a sesiune a adunării parlamentare comune. Conflictele înghețate sau active de pe teritoriul celor patru state membre GUAM reprezintă cel mai mare pericol la securitatea regională și stagnează modernizarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova, Georgiei, Ucrainei și Azerbaidjan.
unrecognized territories, foreign military presence, energy dependency, fake news and propaganda. These are all regional security threats. Cea de 11-a sesiune a adunării parlamentare Guam are loc la Chișinău, întrucât în acest an țara noastră deține șefia Guam. Сожалением приходится констатировать тот факт, что на пространстве Гуам все еще не урегулированы военные конфликты, которые являются основной угрозой миру и стабильности в нашем регионе. Guam este o inițiativă regională din 4 state. Denumirea ei provine de la inițialele statelor fondatoare Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova. Românii din afara granițelor care își doresc să participe la referendumul național de revizuire a Constituției României au la dispoziție un îndrumător online. Ministerul Afacerilor Externe al României a publicat Ghidul alegătorului român din străinătate, care poate fi consultat pe site-ul www.mae.ro. Ambasada României la Chișinău anunță că acreditarea observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass media străine se va face la cerere de către Autoritatea Electorală Permanentă. Referendumul național de revizuire a Constituției României va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie și în Republica Moldova. Cetățenii români care se vor afla pe teritoriul țării în aceste zile trebuie să se asigure că dețin documente de identitate valabile, condiție absolut necesară pentru exercitarea dreptului la vot. Timp de 2 zile, traficul rutier și transportul public va fi blocat în Piața Marii Adunări Naționale și va fi redirecționat pe străzi adiacente. Pe străzile din centrul Chișinăului se va desfășura maratonul internațional. Circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Gavril Bănulescu, Bodoni și Pușkin, va fi restricționată încă din această noapte. Organizatorii au publicat noile trasee ale transportului public. Mâine, maratonul începe de dimineață cu o cursă pentru 500 de copii, Kids Run Day by Naturalis, iar duminică la linia de start se vor alinia mii de adulți dornici să o ia la fugă. TVR Moldova este partener media al evenimentului. Spania pregătește o lege pentru reglementarea serviciilor oferite de companii precum Uber. Sute de șoferi au protestat la Madrid și au cerut să li se protejeze locurile de muncă. Imagini de la proteste mai târziu în telejurnal. Un cutremur violent de 7,5 pe Richter a avut loc astăzi în largul unei insule indoneziene. A fost declanșată alertă de tsunami, iar locuitorii din centrul și vestul insulei aflate în centrul Indoneziei au fost sfătuiți să se refugieze în zone mai înalte. Cu doar câteva ore înainte avusese loc un alt seism în Indonezia, soldat cu un mort și 10 răniți. Poliția olandeză a dejucat un atac terorist de proporții. 7 oameni au fost arestați, suspectați că plănuiau un dublu atentat în Olanda, un atac cu mașină capcană și într-un alt loc, dar simultan un atentat cu armă automată și bombe. Ieri au fost arestate 4 persoane. Celelalte 3 erau deja reținute de săptămâna trecută, după ce au încercat să călătorească în Orientul Mijlociu pentru a se alătura jihadiștilor. Captură impresionantă de droguri în România. Procurorii de la crimă organizată au descoperit o plantație imensă de cannabis la marginea localității Miroslava din județul Iași. Plantele erau cultivate de 2 cetățeni spanioli și 2 italieni. Aceștia au cumpărat un teren de 800 de metri pătrați sub pretextul că vor să cultive legume pentru export. Oamenii legii au ridicat peste 50 de kilograme de cannabis, iar străinii trebuiau să explice cum au pus bazele pe penierii. Aceste 3 sere au fost construite la începutul lunii mai, iar de atunci aici a fost cultivată cea mai mare plantație de cannabis din județul Iași. În cele 3 sere, anchetatorii au găsit cannabis, aparatură performantă pentru creșterea, recoltarea și prelucrarea plantelor. O parte erau transformate în rezină de cannabis, mai ușor de transportat, ascunsă în doze de aluminiu de răcoritoare. Drogurile erau pentru piața din Europa, iar localnicii care lucrau la plantație primeau 150 de lei pe zi și nu aveau voie să spună nimic despre ce se întâmplă în seră. Că plantează că castraveți roșii. Așa au zis. Prima dată. Urmă, făcut altceva. Am muncit la betoan. La construcție aici? Atât. Restul nu. Nu știați ce fac ei acolo? Ce se întâmplă nu, aici și ce nu, plantează? Nu, nu. O zis că-ți plante medicinale. Am cumpărat terenul, au făcut acolo solari și au cumpărat aici. Nu știu, n-am fost niciodată la ei. Anchetatorii au confiscat 52 de kg de muguri de cannabis și peste 600 de grame de rezină de cannabis, bani, echipamente, cântare și semințe.
Cei 4 străini vor fi prezentați magistraților Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă. Peste 250 de zboruri Ryanair sunt anulate astăzi din cauza grevei piloților și a personalului navigant de la cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa. Piloții și personalul navigant din Italia, Portugalia, Spania, Belgia, Olanda și Germania au decis să nu lucreze astăzi. Ei cer condiții mai bune de muncă și contract de muncă în conformitate cu țara de rezidență. Ryanair operează 21 de rute de pe aeroporturile din România. Spania pregătește o lege pentru reglementarea serviciilor oferite de companii precum Uber sau Cabify. Sute de șoferi au protestat la Madrid și au cerut să li se protejeze locurile de muncă. Are detalii corespondentul TVR la Madrid, Felix Damian. Circulația pe principalul bulevard al Madridului a fost întreruptă de șoferii angajați de Uber și Cabify, care vor să le fie garantate slujbele, al căror număr este de cel puțin 60.000. Guvernul Spaniei pregătește o lege prin care ar putea să favorizeze taximetria tradițională în detrimentul companiilor care oferă transport în autoturisme cu șofer. Entendemos que ese decreto va a ser muy perjudicial para los VTC y para favorecer precisamente el taxi. No apoya la libertad, sino la restricción de derechos de los trabajadores a trabajar. Ca să obțină sprijinul opiniei publice, companiile vizate de noua lege au oferit călătorii gratuite și au mediatizat faptul că acest serviciu generează 10.000 de locuri de muncă în Spania. Protestul șoferilor Uber este primul care se produce după luni de manifestații adesea violente ale taximetriștilor din toată țara. Me parece mal porque, bueno, ellos tienen derecho a concentrarse como cualquier otro, pero vamos, ellos están pidiendo que se incumpla la ley. A mí me parece perfectamente que se manifiesten, pero también, igual que se manifieste, que paguen los impuestos, pagamos los demás. Organizațiile taximetriștilor au cerut cu insistență până acum guvernului să respecte regula care prevede doar o licență de tip Uber la 30 de taxiuri și au denunțat până acum faptul că raportul este de 1 la 6. Nu se cunosc detalii despre noua lege, dar ambele părți speră că aceasta va garanta drepturile șoferilor Uber, dar și pe cele ale taximetriștilor. Din Spania, pentru TVR, Felix Damian. Republica Moldova și Georgia pot concura doar la calitatea vinurilor, în rest relațiile bilaterale au o direcție cât se poate de bună. Cel puțin asta a declarat premierul Pavel Filip după o întrevedere la New York cu omologul său georgian. Au evaluat schimburile comerciale care au atins 14 milioane de dolari în acest an, cu 18% mai mult față de anul trecut. Astăzi în Moldova activează 33 de întreprinderi moldo-georgiene, așa că Chișinăul și Tbilisi se pot întrece doar în ale cui vinuri sunt mai bune. Iar ca să se convingă de acest lucru, șeful executivului de la Chișinău l-a invitat pe premierul georgian să vină în Republica Moldova de ziua vinului. Chișinăul mizează pe susținerea Georgiei la adunarea generală a ONU, unde va fi supus dezbaterilor subiectul retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea misiunii militare de menținere a păcii de pe Nistru în una civilă. Marginalizații din cauza nevoilor speciale au demonstrat că pot fi la fel de buni ca semenii lor dacă li se acordă atenția necesară. Este cazul copiilor cu dizabilități sau din familii defavorizate care frecventează liceul Ștefănești din raionul Florești. Grație unui proiect de incluziune socială, ei învață mai ușor, iar unii termină cu succes ciclul gimnazial și chiar liceul. Centrul de educație inclusivă din Florești este frecventat de 22 de copii cu nevoi speciale. La prima vedere, instituția nu diferă cu nimic de celelalte centre educative. Pereții viu colorați pentru a capta atenția micuților și mult material didactic. Totuși, beneficiarii centrului sunt copii care au nevoie de mai multă atenție din partea pedagogilor. Copiii aici se ocupă cu diverse terapii. În primul rând, să zicem, art-terapiile, mieloterapiile, ergo. Deci învățăm și amuncim, ludoterapie, ne jucăm cu ei și, în ultimul rând, cu terapii cognitive, fiindcă, mă rog, trebuie să punem accentul și pe partea cognitivă. Incluziunea educațională le-a oferit acestor copii șansa să fie în rând cu semenii lor. Deși programul lor de studii este adaptat în funcție de necesități, prin joc și diverse metode interactive, ei însușesc mai rapid materia și reușesc să termine cu succes ciclul gimnazial și chiar liceal. Vin zilnic să desenez, colorez, să mă uit la televizor și să mai joc. Mă învăț a citi, a număra, a socoti.
Am avut copii cu cerințe educative speciale și în ciclul liceal, care au susținut cu succes BAC-ul și au devenit și studenți și avem exemple de incluziune nu numai școlară, dar și incluziune socială și sunt apreciați la locurile lor de muncă. Liceul Teoretic Ștefănești din raionul Florești face parte dintr-un proiect pilot implementat în nordul Republicii Moldova, în care sunt instruiți copii cu nevoi speciale și din familii defavorizate. Proiectul este finanțat din bugetul liceului cu susținerea unei organizații din Austria. Pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială a Inimii, un prilej în plus pentru medicii Spitalului Clinic Municipal numărul 1 de a îndemna oamenii să aibă grijă de inima lor și să-și facă regulat examenele medicale pentru a preveni bolile cardiovasculare. Medicii doresc să sporească nivelul de conștientizare a populației privind factorii de risc ce duc la îmbolnăvirea ale inimii. Deoarece noi parcă nu tragem atenție atunci când apar simptome neplăcute în piept, atunci când amorțește mâna stângă sau un disconfort în piept, mesajul meu este imediat, trebuie de adresat imediat la medic. Pe holul Spitalului Clinic Municipal, oamenii și-au putut testa gratuit starea de sănătate a inimii cu ajutorul unui cardiomonitor modern, dar și nivelul glicemiei în sânge. Acesta este un dispozitiv medical destul de performant, care putem vedea atât tensiunea arterială la pacienți, cât și pulsul. Din 2850 de pacienți care se tratează anual în secția de terapie a Spitalului Clinic Municipal numărul 1, aproximativ 40% suferă de patologii ale inimii. Medicii spun că oamenii nu conștientizează întotdeauna cât de important este verificarea periodică a stării de sănătate, mai ales în cazul problemelor cardiovasculare. Fie că viața mai zbucimată ziua de astăzi nu au timp sau nu sunt conștienți sau nu atrag atenție respectivă. De aceea uneori, da, ei se adresează deja la o etapă mai tardivă, când deja clar că problemele care deja au apărut sau complicațiile nu sunt folosul pacientului. Dar sunt pacienți destul de conștienți care ei se adresează la timp. Deci, măcar două ori pe an. La control, știți cum, nu stă mai bine. Și astea, dacă tare, când omul simțește rău, el simțește, dar mă cred că controlează inima. Dar... tensiunea inimii, tensiunea asta, luăm proba la sacar. Cum s-a efectuat măsurarea tensiunii arteriale? Acum el are 160/100, este mare, trebuie să primească pastile, scădem tensiunea arterială. Cele mai multe boli cardiovasculare sunt din cauza sedentarismului, iar un mod sănătos de viață ar preveni multe boli ale inimii. 1. Alimentarea rațională. 2. Deci mișcarea, activitatea fizică. 3. Deci păstrarea masei corporale. Și a patra, deci monitorizează glicemia, mai ales dacă vii dintr-o familie unde tata sau mama au avut probleme deci, cu concentrația zahărului ridicat în sânge. Cei trecuți de 40 de ani ar trebui anual să facă o electrocardiogramă pentru a verifica starea inimii, în cazul tinerilor, odată la 2 ani. Infarctul miocardic, accidentele vasculare cerebrale, și atât uneori este greu de spus că da, de la 40 de ani, dacă înainte aceste accidente sau catastrofe ele se înregistrau mai frecvent după 40 de ani, la ziua de astăzi întâlnim des și la persoanele de vârstă mai tânără. Din anul 2000, pe data de 29 septembrie, este marcată Ziua Mondială a Inimii sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății și UNESCO. Fără cozi și nervi la vamă, în 3 luni, punctul comun de trecere a frontierei Palanca va fi dat în exploatare. Noul post vamal este construit de la zero, conform celor mai înalte standarde europene. Lucrările sunt efectuate în proporție de 70%.
Forfotă mare la punctul de trecere a frontierei Palanca. Pe șantierul care se întinde pe mai bine de 2 hectare, 10 de utilaje și peste 90 de muncitori construiesc cel mai modern post vamal din Republica Moldova. În spatele meu se execută lucrări de betonare ale platformei carosabil. Avem o suprafață de peste 16.000 metri pătrați, construcție din beton, care se execută în două straturi. Suplimentar, în exterior, avem în execuție lucrări de finisare a copertinilor, lucrări de instalare a geamurilor, lucrări de conectare a rețelelor. Construit de la zero, postul vamal va corespunde celor mai înalte standarde europene și va asigura condiții optime atât pentru călători cât și pentru angajați. Noul punct de trecere va include blocul administrativ cu aproape 30 de birouri, posturi de control și a câte 5 piste la intrare și ieșire din țară. Este vorba despre o pistă pentru microbuse și autobuse, două piste pentru automobile și două piste pentru camioane. Mai mult în premieră, aici va exista și un punct de trecere pentru bicicliști și pietoni. Se estimează că procedurile de control vor dura mai puțin de 10 minute. Astfel se va fluidiza traficul și nu vor mai fi cozi. Mai mult, postul vamal Palanca va corespunde necesităților tuturor călătorilor, inclusiv ale persoanelor cu nevoi speciale. Vor fi amenajate și încăperi speciale pentru solicitanții de azil. Avem spații pentru persoane reținute, pentru persoane care solicită azil, cât și pentru personalul care deservește, care controlează persoanele pentru trecerea frontierei. Mai riguros va fi și controlul vamal. Este amenajată o anexă care va fi dotată cu toate echipamentele necesare, inclusiv scanner. Este o clădire care permite inspecția detaliată a oricărui tip de autoturism, mare, mic, cu zone de control, echipamente speciale de evacuare a mărfii de încărcături din autoturisme și respectiv verificare detaliată la necesitate. O să fie ca un etalon, o să fie dotat cu cei mai performante tehnică și utilaj, unde noi o să avem posibilitatea să facem față cerințelor europene. Și în blocul administrativ lucrările sunt întoi. În premieră, angajații din Ucraina și Republica Moldova vor dispune de cele mai moderne condiții de muncă. Aici vor fi cabinele de duș și 50 de vestiare pentru bărbați, 50 de vestiare pentru doamne. Vor avea posibilitatea să se schimbe. În această încăpere va fi viitoarea bucătărie. Deci angajații celor patru servicii vor avea posibilități să ia masa, prânzul și cina. Proiectul de reconstrucție include și reabilitarea căilor de acces. Noul punct de trecere va fi legat de șoseaua Reno-Odessa prin acest drum de acces, care va avea 3 benzi și aproximativ 300 de metri. Interesant este faptul că anterior aici a existat un râuleț care efectiv a fost umplut cu piatră. Responsabilii de proiect susțin că vor respecta termenul de dare în exploatarea punctului de trecere. Suntem pe ultima etapă, avem circa 70% executate de lucrări de construcție, iar la proiectul șantierului de construcție a drumului avem peste 40% executate. Estimăm să finisăm lucrările generale de construcție la finele lunii noiembrie, iar lucrările de reglare, montaj, testare vor fi executate în primele două săptămâni ale lunii decembrie, astfel ca la finele lunii decembrie să fie date în exploatare. În prezent, punctul de trecere a frontierei de la Palanca este într-o clădire veche, iar infrastructura nu mai face față numărului mare de pasageri și autovehicule. Noul proiect este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și are un buget de 6,18 milioane de euro, dintre care 4,5 milioane de euro sunt acordate de Uniunea Europeană și 1,68 milioane de euro de Guvernul Republicii Moldova. În această seară, Telecinemateca aduce în casele telespectatorilor TVR Moldova filmul Django, considerat unul dintre cele mai bune filme din genul western spaghetti. Detalii are colega mea, Dana Ciobanu. And now, ladies and gentlemen, I have a little surprise for you. În
În această seară de vineri vă invit să vă delectați cu un regal cinematografic. Filmul Django, în regia lui Sergio Corbucci, un film care tratează una dintre cele mai negre pagini ale exploatării umane din istoria Americii, prezentând realități istorice prin personaje emblematice epocii și prin partituri interpretate magistral de o pleiadă de actori talentați, în frunte cu Franco Nero, irezistibilul actor de origine italiană. Django, un bărbat solitar și misterios, traversează deșertul și ajunge într-un orășel de la frontiera mexicană, trăgând după el un sicriu. Reușind să salveze o femeie din ghearele bandiților, se vede prins între două tabere rivale, cea a unui revoluționar mexican și cea a unui rasist american. În scurt timp, Django devine pionul principal al acestui conflict. What the hell are we worrying about him for? Let's finish the girl off. A woman shouldn't be treated in that way. What's that you said? It's not important. Django a fost pelicula care l-a consacrat pe regizorul Sergio Corbucci. Acest cineast, pe cât de talentat, pe atât de dezinvolt, care a turnat numeroase comedii sociale, realizează în 1966 filmul cult Django, unul dintre westernurile italiene ce au dominat cinematografia italiană. Un cocktail de realism și delir, umor și cruzime. You'll have to bring me along too, Django. Okay. Maria, come along. Watch out! Actorul de origine italiană, Franco Nero, Django a fost primul său rol central, înscriindu-l în rândul protagoniștilor puternici, misterioși și cu sete de gloanțe ai westernurilor spaghetti, astfel devenind faimos la vârsta de 25 de ani. Franco Nero va mai interpreta rolul lui Django în filmul Django 2, Il Grande Ritorno, în anul 1987, în regia lui Nello Rosati. What do you say we prepare him for his burial? I'll round him up. Rest assured. Soundtrack-ul pelicolei a fost compus de către compozitorul italian de origine argentiniană lui Bacalov, care spre deosebire de stilul clasic contemporan al westernurilor spaghetti, este mai tradițional și include elemente de muzică latino și rock. Django, now you're să urmăriți coproducția italo-spaniolă Django, regia lui Sergio Corbucci, avându-l pe carismaticul Franco Nero în rolul principal, peliculă care de-a lungul timpului a inspirat peste 30 de filme. Vizionare plăcută! Actul Marii Uniri din 1918 și momentele importante ce au precedat evenimentul au fost prezentate într-o expoziție fotodocumentară la Cahul. Vernisajul, inaugurat la Universitatea Bogdan Petricei cu HD-ul, prezintă personalități, acte și etape ce au dus la Marea Unire a Românilor.
Expoziția prezintă documente inedite ce au precedat Marea Unire din 1918. O bună parte din acestea au fost culese din arhivele naționale ale României, iar unele dintre acestea au fost prezentate în premieră publicului. Sunt câteva documente necunoscute publicului larg până acum, și anume acea scrisoare adresată de către Consiliul Directorilor General, prin care Guvernului României se solicită trimiterea unui regiment ardenelesc la Chișinău cu pe motivul de a asigura ordinea în Basarabia, în condițiile în care, după bolșevizarea armatei ruse, foarte mulți soldați în debandadă părăseau linia frontului, dedându-se la tot felul de stricăciuni. Expoziția va fi prezentată în 3 centre universitare din Republica Moldova. Pe lângă Cahul, aceasta va fi deschisă la Chișinău, la Universitatea de Stat și Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Pentru universitate este un lucru excepțional, pentru din simplu motiv că aici, la Universitatea din Cahul, fiind un centru al culturii regionale pentru întreg sudul Republicii Moldova, noi putem cu ușurință să aducem din diverse domenii, din diverse instituții de învățământ, atât elevi cât și cei pasionați de istorie, să se facă cunoștință cu evenimentul Unirii de la 1918. Sunt prezentate documente care nu sunt în toate manualele, care sunt mai puțin cunoscute, de aceea eu consider că este o expoziție foarte bună, în special pentru elevi. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Ministerului Românilor de Pretutindeni. Din spațiul cosmic, România se vede ca o pâine rumenă de casă, de care mulți vor să muște. Afirmația a fost făcută la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova de primul și deocamdată singurul cosmonaut român care a zburat în cosmos, Dumitru Prunariu. Sunt sigur că foarte mulți români de pe ambele maluri ale Prutului vă invidiază. Și știți de ce? Pentru că doar dumneavoastră, din toți românii, ați văzut de sus România întreagă, fără granița pe Prut. Este adevărat. Practic spuneam și în cartea La 5 minute după Cosmos că am văzut din Cosmos România ca o pâine rumenă de casă. Se vedea efectiv rotund, așa, ca o pâine rumenă de casă. Era toată populația românească, de fapt, nu numai România ca teritoriu, care era cuprinsă în această pâine. Nu mai vedeți? O pâine rumenă de casă este gustoasă și mulți vor să se înfructe din ea. Prin urmare, susține Dumitru Prunariu, este important să protejăm cu sfințenie această pâine rumenă și caldă. Să nu-i lăsăm să mănânce din ea. În afară de asta, spuneam la un moment dat, cu toate mișcările care se produc și acum în România, cu dorința de a avea regiuni autonome, separate, că tare mi-aș dori ca România și această pâine rumenă de casă să nu se transforme într-un covrig. Tocmai din acest motiv, adaugă Prunariu, românii trebuie să fie uniți. Important este ca toți românii să fim conștienți de ce reprezentăm noi și să colaborăm între noi și să ne simțim uniți prin știință, prin tehnologie, prin cultură, care să ne apropie și să ne facă să înțelegem și ce înseamnă să avem o limbă comună, limba română, și să ne promovăm între noi. Dumitru Prunariu este primul și singurul român deocamdată care a cucerit spațiul cosmic. El a zburat pe orbita circumterestră în perioada 14-22 mai 1981 la bordul navei cosmice Soyuz 40 și al laboratorului spațial Salyut 6. Bisericile fortificate sunt ocrotite de UNESCO și fură ochii oricărui turist care și-a propus să descopere Transilvania. Vreme de peste 5 secole au jucat atât un rol religios cât și unul militar. Vă invităm să le admirați timp de 100 de secunde. Privește România în an centenar!
TVR Moldova și Teatrul Național Satiricus prezintă Serata Culturală Întâlnirile TVR Moldova cu interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, privighetoarea Bucovinei. Vă aștept în toată inima pentru a ne bucura, a depăna gânduri și amintiri. Vă țuc sufletul și vă aștept. Întâlnirile TVR Moldova cu Sofia Vicoveanca. 1 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Informații la telefon 022 202890 sau 069482271. Campionatul european de fotbal din 2024 va fi găzduit de Germania. UEFA a anunțat că nemții au câștigat duelul cu Turcia pentru organizarea turneului final, iar meciurile se vor juca în 10 orașe. Germania mizează pe 2,8 milioane de spectatori și se află la al doilea turneu final de european găzduit după cel din 1988. Ultimul mare eveniment fotbalistic organizat în Republica Federală a fost Campionatul Mondial din anul 2006. Să urmărim acum principalele cotații valutare. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 89 de bani pentru un dolar american cu 3 bani mai mult. Valoarea monedei europene scade la 19 lei și 56 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 19 bani, iar hrivna ucrainană va avea valoarea de 59 de bani. Rubla rusească se va tranzacționa cu 25 de bani. Haideți să vedem acum și ce vreme ne așteaptă în acest weekend. Bun găsit! Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă, însă potrivită pentru data din calendar. Nopțile rămân reci, se vor înregistra în jur de 10 grade Celsius. Așadar, mâine nu prea ne bucurăm de soare, cerul va fi înorat, dar cu toate acestea maximele vor crește și vor oscila între 19 și 21 de grade. După amiaza vor cădea ploi moderate în cea mai mare parte a țării. La Chișinău, în această noapte, așteptăm 10 grade Celsius, iar maxima de mâine va indica 19 grade. Și în România vremea se va încălzi ușor, dar nu în toată țara. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii extinse vor cădea precipitații. Maximele vor oscila între 11 și 26 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile pentru astăzi. Ne găsiți și pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, iar de la ora 20 nu ratați telejurnalul de la București. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți și un weekend minunat. La revedere!